suntem un soi de pompieri ai sistemului. Așa se caracterizează medicii de la urgențe care zi de zi salvează viețile a peste 200 de oameni. Chiar dacă au o secție ultra-performantă, utilată cu aparatură de 800.000 de dolari, personalul medical lipsește cu desăvârșire. În condițiile în care se muncește foarte mult, în care numărul pacienților este mare, în care trebuie să fii foarte echilibrat, indiferent cât îți impui acest lucru, la un moment dat se ajunge la o anumită limită. Cu 16 medici și 35 de asistente, secția UPU funcționează datorită sacrificiilor pe care cadrele medicale le fac zilnic. Orele suplimentare petrecute la spital s-au transformat în zile. Oboseala se vede pe chipul medicilor, iar recompensele materiale sunt doar o amintire. 26 de ore pe lună, la 7 ore pe zi cât lucrează un medic, practic este undeva echivalentul a 4 zile de muncă pe care le facem suplimentar și neplătit în folosul comunității. Posturile sunt blocate, presiunea este foarte mare pe noi, atât pe personalul medical, cât și pe personalul mediu și auxiliar. Obosiți suntem, acum căderi nu au fost, dar suntem la limită. Au ajuns în această situație și pentru că mulți medici și asistente au plecat să lucreze în spitalele private pentru un salariu decent. Singurul loc în care pot să fac să câștigi un ban este mediul privat, deși în unele cazuri este un soi de prostituție intelectuală, adică nu sunt folosiți la adevărata valoare. Știu și pacienții câte sacrificii fac medicii pentru ca un sistem plin de lipsuri să funcționeze. Cu toate că nu sunt plătiți, că trebuie totuși își fac treaba, am fost primit bine. UPU în Timișoara totuși funcționează bine. Să dau bani în alte părți unde nu merită și ăștia, chiar care merită nu primesc, n-au salariile decente. Atât timp cât posturile din sănătate sunt blocate, medicina de urgență are de suferit. Unitatea de primiri urgențe din Timișoara ar mai avea nevoie de cel puțin 5 medici și 15 asistente. Ca să funcționeze normal, are însă nevoie de aprobări de angajare de la Ministerul Sănătății, aprobări care se lasă însă așteptate.